Topicul de astăzi sper să fie cât se poate de interesant, iar ca setup, rugămintea este să mă întrebați cu întrebări. Sperul este să fie cât se poate de interactiv. Sper să nu folosesc un slang sau abrevieri care sunt foarte, să zicem, adaptate clientului sau industriei în care lucrez. Orice neclaritate, just interaction. Subiectul de astăzi este unul, să zicem, destule pe bani. Cred că în industria, pentru fiecare dintre voi, v-ați lovit de conceptul de data science și în ce măsură el poate fi aplicat pe multiple seturi de date. Iar astăzi topicul este în ce măsură, să zicem, conceptele de statistics, de machine learning, pot într-adevăr să fie aplicate relevant pe seturile de date de web analytics și în special pe seturile de date care vin de pe platformele noastre de e-commerce. Și sunt câteva topicuri, cumva în cascadă, despre care voi vorbi. Nu-mi place să vorbesc despre mine, dar m-am obligat să fac asta. Sunt lider unei echipe de e-commerce based in Bucharest. Este cel mai important proiect din cariera mea. Sau I'm the head of Digital Intelligence and Analytics, sună foarte fancy, pentru divizia de e-commerce a Samsung, care este externalizată în atenția ACEI. Ca profesie sau ca background, vin dintr-un background de digital analytics. Da? Sunt la bază un analist. Un analist care a lucrat, să zicem, de-a lungul anilor, în ultimilor 6 ani, pe o suită probabil mai mare decât bugetul, de la, nu știu, Adobe Analytics, Google Analytics, Optimizely, Adobe Target, ClickTale, Hotjar, you name it. On some of them, I do have certification because it looks good. Dar ceea ce mă fascinează este efectiv expertiza de înțelegere a modului în care se colectează datele și a felului în care ele pot să fie folosite într-o perspectivă foarte hands-on de business. Despre ce o să vorbim astăzi sunt 4 mari topicuri. Primul este legat de data trust. Și este un layer care ține foarte mult de calitatea implementării pe care website-urile pe care noi le administrăm sau pe care le trebuim, le monitorizăm, într-adevăr ne pot ajuta să aplicăm modele avansate de statistics. Și aici voi vorbi mai mult despre, cred că, responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a avea ownership pe aceste seturi de date. Al doilea topic este legat de câteva, să zicem, enhanced e-commerce reporting. Înseamnă câteva exemple pe care eu le cred relevante din perspectiva business, a felului în care datele de web analytics pot să fie folosite și a felului în care poți să translatezi informații despre user behavior într-un impact real de business. Și o să vorbim un pic mai mult. Al treilea topic este foarte related de topicul de data science și vine prin prisma faptului că conceptul de data science și în special conceptul de mapare din data science și conceptul de machine learning poate să adauge un layer nou de valoare pe un set de date care altfel ar fi foarte, să zicem, arid. Da? De exemplu, aveți 10 milioane de keyword-uri cu un număr alocat de, dar how you can make sense of that? Da? Și cum poți să extragi valoare din date care au o granularitate atât de mare încât devine aproape inacționabile. Iar al patrulea topic vine dintr-o perspectivă personală, a ceea ce văd eu nevoia divizilor de analiză. Dacă anterior, până acum, să zicem, analiștii de digital aveau un focus în special pe expertiza structurilor, adică ei sunt cei care înțeleg cum se colectează datele, ei sunt cei care știu să folosească interfețele ale fiecărui tool, ei sunt cei care știu să creeze segmentele în tool-uri precum Adobe Analytics sau Google Analytics. Ei sunt la curent cu ultimele practice-uri de user experience, dar cu toate astea se lovesc de volumele de date din ce în ce mai mari. și din ce în ce mai mult se pune problema, să zicem, un model hibrid, în care, pe de o parte, există expertiza de digital, dar pe de altă parte este o nevoie de a ști un pic de data modeling. Un pic de, să știi, cum se face o mapare, cum se face un query într-un SQL, cum te descurci într-o interfață precum Tableau, atunci când vrei să-ți manipulezi singur datele. Și cred că este un topic relevant sau important. Bun, să începem cu punctul 1. Zona de data trust. Este un topic foarte, foarte larg, foarte important, pentru că el vine din două perspective. 1. În ce măsură poți să ajungi la concluzii greșite, uneori aproape dangerous, dacă iei în considerare un set de date implementat incorrect sau un set de date care are gap-uri de implementare. Iar pe de altă parte, cum poți să fii totuși tras la răspundere de oameni de business atunci când tu te chinuiți să creezi un super nice dashboard care nu este adoptat și nu este folosit, pentru că someone is actually questioning the data. Astfel că noi, ca analiști, cred că este bine să avem un scepticism, să zicem, nativ asupra propriilor structuri de date. Și să știm în ce măsură putem să avem, într-adevăr, câtă încredere putem să avem în datele, să zicem, din baza noastră de date. Și dacă anterior, din experiența pe care am văzut-o și aici, puteți să-mi spuneți dacă experiența voastră din companiile în care lucrați este diferită, în general, oamenii de Digital Analytics văd zona de tagging sau de implementare foarte outside of their scope. Da? Există o echipă de implementare care gestionează un tagging design și care se asigură că toate tagurile sunt propriului implement. Ceea ce cred că e important este ca fiecare dintre noi, ca analiști, să ne dăm seama și să audităm și să avem un ownership asupra calității datelor. Și asta se poate face prin două metode. 1. Să preguim inconsistențele sau problemele de implementare. Și 2. Să ne adaptăm segmentele astfel încât să luăm în considerare, să zicem, valorile inconsistent implementate sau inclusiv gap-urile de implementare. Și asta să facem cu o regularitate atunci când vine vorba de propriul scop de analiză. Un prim pas. Cum putem să avem acest ownership? În primul rând, pare un pas foarte simplu și de bun simț. Unul este să studiezi care este tagging design-ul website-ului tău, să ceri acest tagging design și să înțelegi ce valori trebuie colectate de fiecare event, de fiecare prop, de fiecare event și ce valori sunt la dispoziția ta și cum sunt ele implementate, cum sunt trigăruite, în ce moment ar trebui să fie trigăruite, astfel încât să răspunzi la întrebări de tipul clientul, în cazul meu fac parte dintr-o agenție și atunci perspectiva este agenție-client. Clientul spune în felul următor: eu mă uit la datele mele din tool-ul de Web Analytics și văd mai puține orice site-uri decât văd din tool-ul meu de e-commerce platform, care este un Hotjar. Eu știu că, de obicei, logica este diferită. Asta pentru că, de obicei, tool-urile de Web Analytics generează orice site-ul înainte ca userul să ajungă peste închipeci. Numai că de data asta, dacă nu aveam la îndemână, să zicem, documentația de implementare și nu aș fi văzut în ce moment din checkout funnel purchase ID-ul este captat și de cine este generat, pentru că este generat de platforma de e-commerce și este captat doar în momentul în care userul este redirectat din platforma de payment service provider, nu aș fi dus să zic: ok, vezi că ai niște probleme pe payment-urile de tip PayPal, care au un length mult mai lung de tranzacționare, drept pentru care undeva, pe anumite browsere, se dupe filmul. Da? Eu fie nu mai ajunge pe thank you, fie anumite tag-uri nu se triggerez corect. Dar nu, este extrem de important să știi care este logica de colectare. Al doilea lucru pe care putem să-l facem este, și este partea la îndemână, să folosim plugin-urile de tip să zicem, de auditare. Da? Avem Omnibug, avem Adobe Analytics Debugger, sau avem platforme precum ObservPoint care pot să ruleze pentru noi ongoing audits. Da? Dar înainte de crearea oricărui raport, ce ar trebui să facem este să ne ducem pe pagina sau pe paginile pe care urmează să creăm raportarea, să verificăm ce valori se triggerez, ce valori se triggerez la load, la click, la event. Da? Și dacă respectivele valori sunt suficiente pentru segmentarea pe care noi vrem să o aplicăm. Al treilea lucru. O parte dintre site-urile norocoase au aplicat ceea ce se numește data layer. Adică este o standardizare, este o modalitate eficientă de a gestiona implementarea sau consistența valorilor implementate. În cazul clientului de care mă ocup, două parte dintre pagini, numite flagship-uri, au acest data layer. Restul paginilor se bazează pe, să zicem, implementarea clasică, care de cea mai multe ori are undeva la 20-30 de tipuri de valori across countries. Ceea ce nu este deloc plăcut ca de fiecare dată când ai un nou request, mai întâi să îți verifici toate valorile pe anumite valori proprii, astfel încât să le incluzi în segmentarea ta. Valorile de datele este foarte important să fie verificate din consolă și să-ți dai seama dacă ele se triggerez properly, în special în checkout. Și mai este un element important de ce al data layer-ului. De fiecare dată când vreți să folosiți, de exemplu, Facebook Analytics, sau vreți să vă construiți audiențe folosind anumite platforme ale veniturilor de advertising, respectivele scripturi, la un moment dat, trebuie să facă referire către niște, să zicem, variabile. Iar pixelul respectiv are două variante. Fie se bazează pe niște containere din HTML, iar atunci când se face un rollout de un nou design, o să ți se ducă toată implementarea ta pe apa sâmbetei, sau pot să facă referire la niște valori de data layer. Iar ca analiști, ceea ce putem să facem este să flaguim valorile, să zicem, missing și wrong implementation, înainte de deployarea unei astfel de campanii sau unei astfel de third-party pixel. Și să știm, de exemplu, dacă clientul își dorește atunci când userul ajunge pe o pagină utilizând platforma Facebook, să știe că el are tot timpul la îndemână elemente de tipul prețului produsului care a fost afișat, SKU-ul produsului afișat, culoarea produsului care a fost afișată și nu doar informația că pagina s-a încărcat sau că a vizitat doar pagina X. Întrebări. Bun. Al doilea statement este că dacă vreodată visăm să aplicăm algoritmi sau statistici avansați de tipul machine learning pe un set de date care este implementat incorrect sau care, să zicem, pe un set de date care se bazează pe o implementare care de la o zi la alta poate să aibă valori diferite printr-un simplu rollout de design, o să vedem că ajungem la situații în care anumite semnale de interacțiune sunt totally flawed. Adică dacă, de exemplu, tu vrei să vezi care este impactul de revenue atunci când, nu știu, utilizatorul interacționează cu anumite elemente în pagină, iar datele tale de Adobe se bazează pe un, să zicem, un tip de container din pagină care se schimbă, sau care a fost mutat, sau care au o altă valoare, sau care dispare, nu o să știi să-ți explici datele de ce ai drop-ul sau de ce ai spike-ul sau de ce se întâmplă pe pagina ta, prin simplu fapt că nu ai vizibilitatea asupra deployment-ului. Așa că cred că colaborarea dintre digital analiști și echipele de data science trebuie să fie foarte, foarte, foarte îndeaproape, să zicem, să fie un team real. Bun. Asta pentru că rezultatele pot să fie la un moment dat useless sau actually dangerous. Da? Poți să deploiezi niște campanii de personalization care sunt totally invalid for the user. Bun. Asta a fost așa un intro asupra temei de data collection. Al doilea topic pe care vreau să-l discut este zona de Enhanced E-commerce Analytics. Probabil că în funcție de industria din care voi faceți parte sau de clientul pentru care lucrați, o să aveți mai mult sau mai puțin, să zicem, clienți demanding. Și demanding din punct de vedere business. În general, din nou, cred că este ne simțim mai confortabil ca analiști să lucrăm cu echipele de CRO, de UX, de marketing și mai puțin cu echipele de business. Așa că scopul meu a fost să vă arăt un pic din perspectiva a ceea ce cer oamenii de produs și oamenii de business atunci când se uită la performanța unui website. Dar înainte de asta, voiam să vă pun un pic în claritate cam care este procesul de dezvoltare a oricărui reporting framework și care este o colaborare între echipele de digital analytics și echipele de BI, să spunem, sau data engineering, data science. Care este rolul fiecărui digital analyst? Rolul fiecărui analist este să se definească segmentele. Da? El este cel care cunoaște tagging design-ul, el înțelege natura datelor și înțelege care este tipul de segmentare necesar la nivel de trafic, la nivel de engagement și la nivel de proces. Care sunt variabilele care sunt, să zicem, aferente fiecărui tip de interacțiune. Tot el definește tabelele. Da? El definește dimensiunile și metricii aferent fiecărui segment. Și de obicei, în cazul unui raport de produs, un raport simplu de produs, sunt undeva între 10 și 12 tipuri tabelare care sunt implicate. Iar el reușește să vină cu acest brief de definirea tabelelor împreună cu segmentele aferente către echipa de BI and Data Science. Da? Asta este ca un brief între echipa de Web Analytics către echipa de BI. Ce face echipa de BI? Și în special oamenii care sunt în zona de data engineering. Sunt cei care scriu scripturile pentru API calls. Sunt cei care, de exemplu, pot să facă schedule de data retrieving. Sunt cei care, inclusiv, analiștii se bagă de obicei în Excel add-ins, dacă este un set de date care poate să fie scos ușor. Însă, din nou, zona de creare de SQL builds stă în grădina echipei de Data Science. Adică ce face echipa de Data Science? Ia 10 structuri, 20 de structuri tabelare și le definește în 3, să spunem, structuri tabelare, care sunt aferente vizualizării de care analistul are nevoie. Pentru că analistul știe cum vrea să-și agrege datele și ce datele pot să fie agregate, la ce nivel de granularitate și zice, ok, vreau să-mi aduce aceste 12 structuri tabelare în 3. Iar de aici o să mă descurc și sigur. Analistul, odată ce are definite aceste structuri tabelare, începe zona de vizualizare. Nu, zona de vizualizare este foarte legată de înțelegerea naturii datei. Adică tu trebuie să înțelegi ce reprezintă metricul respectiv și poate să fie vizualizat, dacă are sens să folosești bar, dacă are sens să folosești trend, dacă are sens să folosești bubble chart, and so on. Și tot el este responsabil de generarea insight-ului, care pot să-ți sugereze mai multe, să zicem, direcții. Direcții de further investigation, adică există un flag pe unul dintre metrici care necesită, să zicem, analize suplimentare pentru că datele disponibile nu pot să răspundă respectivei anomalii. Pot să sugereze un A/B testing, da? Pot veni cu o ipoteză și atunci se poate trece la o etapă ulterioară de A/B testing sau au expertiza necesară să sugereze clar un tip de acțiune. Bun. Un exemplu concret. Asta este un exemplu concret de product performance. Noi folosim destul de mult follow-out funnel-urile, dar în general clienții, ce am observat, este că le place să se uite doar la evoluția year-over-year. Atâta timp cât cifrele year-over-year între două produse, aici noi vorbim de două produse, să zicem, produsul A lansat anul trecut, produsul 1.1 lansat anul acesta, ca un enhancement al unui software sau al alt produs. Și folosește pentru aceeași perioadă analizată, care este follow-up funnel. Iar în mijloc, toate cifrele arată up. atât în ce privește achiziția de trafic, de cea mai mult trafic, cât și în ceea ce privește rata de cart, cât și în ceea ce privește rata de checkout funnels, de checkout visits, cât și order. Deci, everything is free. Ceea ce am încercat să punem noi în evidență este că în ultimul step, care reprezintă follow-up through, ce reprezintă? Înseamnă rata de progresie a userului de la un step la celălalt. Și vedem că anul trecut, în ultimul stage, în ultimul step de la checkout către thank you page. Ok. Avem o rată mult mai bună de progresie. 29% versus 25%. Și a fost un exercițiu foarte frumos în care l-am arătat. Acest drop de 4% poate să aibă un impact de 14% în sales. Adică dacă ei încep să analizeze cu echipele lor de UX ce se întâmplă, de ce utilizatorii progresează mai greu de la etapa de checkout în care ei deja și-au dat detaliile de card și-au dat detaliile personale, cum pot, doar prin a avea același nivel de performanță ca anul trecut, să aibă 14% mai multe ori. Fiecare punct de, să zicem, de improvement în această zonă are un impact exponențial în sales. Adică dacă mai adaugi un punct procentual, o să ajungi la 18% improvement în sales, which is huge. Bun, al doilea, sunt cumva pro-tips-uri, astfel încât să vă dau câteva perspective asupra felului în care datele de e-commerce pot să fie manipulate. Al doilea tip este că clienții de ce mult doar ne întreabă, ok, care este rata mea de abandon în coș? Și dacă îmi cauți definiția clasică a ratei de abandon, și este foarte simplu, pistele cu educat versus ordine. Simplu este. Problema cu primul scenariu, când tu ai segmentezi datele de tipul, ok, educat exist, și după aceea vreau să știu numărul de business și de ordine. Acest tip de logică nu ia în considerare cazurile în care utilizatorii și-au adăugat produsul în coș. Nu finalizat, au venit într-o altă sesiune în care s-au dus direct în cart, în care butonul de educat nu a fost trigăruit, dar ei totuși plasează în ordine. Și atunci, definiția clasică de cart abandon trebuie cumva ajustată, astfel încât să includem aceste recovered cards. Da? Și să le scădem din rata de abandon inițial și atunci o să ajungem la o rată de abandon mult mai accurate. A treia perspectivă de care clientul de care mă ocup este foarte interesat, este vreau să înțeleagă pentru produsul X ce produse au fost adăugate în coș, din ce categorie fac ele parte, care sunt diferențele în structura coșului versus versiunea anterioară. Și care sunt diferențele între perioadele de, să zicem, pre-order, care, să zicem, este un hype de early adopters, versus perioada de sales clasică. Astfel încât ei pot să vadă, iar lucrurile astea pot să fie analizate pur și simplu la nivel de purchase ID, SKU și order. Este listat simplu. Sau units. Pe baza acestei logici poți să-ți dai seama, ok, în câte dintre ordere am un produs suplimentar care nu este produsul A, care este attachment rate-ul, care este structura basketului și mai ales care sunt cel mai top produse adăugate în coș. De obicei, echipele de sales și echipele de produs sunt interesate de astfel de informații, astfel încât să-și gândească bandelurile de produse și să-și gândească impactul pe care l-au avut anumite promoții sau anumite bandeluri în sales și așa mai departe. O altă perspectivă. Aici depinde foarte mult de industrie. Întrebarea clientului a fost în felul următor. Vreau să știu. Eu sunt un producător, să zicem, de smartphones, da? Și vreau să știu cât reușesc să captez din piața competitorului meu. Drept pentru care mă uit la vizitele făcute de device-urile competitorului meu și vreau să știu exact ce modele mă vizitează. Da? Și din aceste modele, câte segmente aici, de exemplu, sunt niște segmente foarte clar definite. În momentul în care vezi în modelul device-ului, îți dai seama exact ce device se vizitează, îți dai seama din ce price range face parte și îți dai seama care este produsul similar de la tine, astfel încât să-l targetezi. Ok. Sorry. Ok. Two more minutes. Ok, but the next speaker should start at half. Ok. Okay. Iar, practic, asta îți dă, ok, cine mă vizitează, cine se uită la mine. După care, te poți uita, ok, oamenii ăștia la ce se uită, la care dintre device-urile mele se uită. Iar mai apoi, in the end, de fapt, ce cumpăr. Iar de aici derivă toată strategia de gain new market share. Bun. O altă strategie este de tipul halo. Cum măsori care este impactul, să spunem că tu ai un produs medium și ai un produs high și tu comunici doar pe produsul high. Dar zice în felul următor, am un produs super premium, doar el investesc, dar oare utilizatorii pe care eu îi aduc pe pagina mea de produs nu convertesc poate pe un produs mai low range? Și cum pot să măsor asta? Dar atunci lucrurile sunt relativ simple. Asta înseamnă în felul următor. Este, în cazul ăsta am folosit un segment, să zicem secvențial, în care îi zice așa, vreau să-mi segmentez utilizatorii care au ajuns mai întâi pe pagina produsului A și mai apoi au navigat la pagina produsului B și vreau să văd exact ce device a cumpărat. Da? Și care sunt volumele. Îți dai seama exact cum stai. Ultimul și o să mă vorbesc este clienții sunt interesați de tipul de payment pe care utilizatorul îl folosesc. Da? Dacă eu adaug un tip de payment suplimentar, cum o să-mi afecteze volumul? În acest caz, dacă mi-adaug payment-ul de trading, cum? Și asta este o cifre reale între două țări, care arată impactul în volum a unei modalități de payment suplimentară, care ușurează sau facilitează cumpărarea. Emulators of data value. Asta este un set foarte drăguț. Am luat millions of keywords, am încercat să le mapăm și am încercat să luăm din, să zicem, aceste milioane de keyword-uri să make sense out of that. Și l-am mapat după intenție. Astfel încât fiecare gen, în care noi am utilizat data de similar și care, câți dintre voi este familiarizat cu similarul, la similarul reușește să-ți dea volumele de search pe o mulțime de domenii, astfel încât poți să urmărești inclusiv site-urile competitorilor. Și am zis, ok, vreau să știu eu cât sunt în stare să captez user cu un transactional intent și competitorii mei cât de buni sunt și și dacă vreau să mă uit la nivel de market, pe toți retailerii, cam cursat. Toate astea se fac cu ajutorul algoritmilor statistici de mașină, care, dintr-un set de date arid, keywords, poate să feze insights. So, apologies, I have no time. Sper că